armata lui Gedeon. După ce Iosua a murit, tot poporul Israel nu au ascultat pe Dumnezeu și l-au părăsit. Dumnezeu a îngăduit ca madianiții să le ardă recoltele și casele. Atunci israeliții au trebuit să locuiască în peșteri. Un israelit cu numele Gedeon a avut un loc secret unde să crească grâu. El măcina grâul într-o moară, ascunsă sub un copac mare. Madianiții nu știau despre acel loc, dar Dumnezeu știa. Dumnezeu a trimis un înger cu mesaj pentru Gedeon. Dumnezeu a vrut ca Gedeon să distrugă imaginea tatălui său de un Dumnezeu fals și să zidească un altar adevărat lui Dumnezeu. Deși lui Gedeon i-a fost frică că oamenii din țara lui îl vor ucide, el a făcut ceea ce a poruncit Dumnezeu. Dumnezeu, de asemenea, a vrut ca Gedeon să conducă armata lui Israel împotriva madianiților răi. Dar Gedeon a fost fricos. El a cerut un semn special pentru a dovedi că Dumnezeu era cu el. El a pus o blană de lână de oaie pe pământ. În cazul în care va exista roa numai pe lână și pământul va fi uscat, s-a rugat Gedeon, atunci voi ști că tot Israelul va fi salvat prin mâinile mele, așa după cum tu ai spus. Dimineața, pământul era uscat, dar lână era tot uludă. Gedeon încă nu era convins. Acum, el a vrut ca Dumnezeu să trimită roa pe pământ, dar nu pe lână. Dimineața următoare, terenul a fost ud, dar lână era uscată. Gedeon a început cu o armată de 32.000. Dumnezeu a micșorat numărul până la 300 de oameni. Dumnezeu nu a vrut ca Israel să spună că prin mâna lor au fost salvați. Numai Dumnezeu singur este salvatorul lui Israel. Fiindcă Dumnezeu a știut că lui Gedeon i-a fost încă frică, Dumnezeu a îngăduit ca Gedeon să asculte ce a spus un soldat madianit la un alt soldat despre un vis. În vis, o bucată de pâine s-a răstogolit într-un cort al madianiților și l-a distrus. Celălalt soldat a fost îngrozit. Acest lucru este sabia lui Gedeon, a strigat el. Când Gedeon a auzit visul și înțelesul lui, a recunoscut că Dumnezeu dorea să-i dea victoria. Gedeon a planificat un atac noaptea. El a dat la fiecare soldat o trompetă și ulcioare cu lămpi în ele. Ei au înconjurat armata madianiților. La semnalul lui Gedeon, soldații au suflat din trompetele lor, au distrus ulcioarele lor și au prins lămpile lor. Ce zgomot! Ce confuzie! Madianiții speriați s-au trezit și au luat-o la fugă. După această mare victorie, oamenii din Israel au întrebat pe Gedeon dacă vrea să domnească peste ei. Eu nu voi domni peste voi. Domnul va domni peste voi, a răspuns Gedeon. El a știut că numai Dumnezeu poate domni peste un popor. Armata lui Gedeon, o povestire din cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, se găsește în Judecători, capitolele 6 până la 8.